ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii școlii TV Dicție.ro, special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor, nu ne supărăm! Iată principalele titluri. Elevii vor scăpa de mască la orele de sport. A fost efectuat primul zbor cu combustibil sintetic. Se construiește cel mai rapid roller coaster din lume. Elevii ar putea scăpa de mască la orele de sport. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu spune că România ar putea adopta modelul practicat de Luxemburg, în care elevii sunt scutiți de mască atunci când fac antrenamente fizice. Detalii despre acest subiect are colega mea, Alexia Buga. Bună ziua, Alexia! Bună ziua, Elisa! Într-adevăr, am aflat că Ministerul Educației susține varianta ca masca de protecție sanitară să nu fie purtată de către elevi în timpul orelor de educație fizică. Ministrul Educației a precizat că a solicitat o situație cu privire la practicile europene referitoare la purtarea măștii de către elevi în timpul orelor de educație fizică. Austria nu solicită purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică. Belgia, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Suedia nu solicită. Franța, spre exemplu, nu solicită, dar are precizarea că orele de sport se derulează exclusiv în spații exterioare, a explicat ministrul. Mulțumesc, Alexia! O aeronavă a zburat pentru prima dată folosind combustibil sintetic. Despre ce este vorba ne spune colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Cezar Ciof. Bună ziua, Cezar! Bună, Elisa! Da, este vorba de o aeronavă a companiei KLM care a efectuat zborul cu pasageri pe ruta Amsterdam-Madrid și care a folosit în premieră combustibil sintetic, adică mai prietenos cu mediul. Combustibilul este format din kerosen sintetic, dioxid de carbon, apă și surse de energie regenerabilă. Dacă va fi folosit la scară mondială, acest combustibil se va reduce semnificativ gazele cu efect de seră. Și nu uitați, dragi copii și părinți, aveți grijă de mediul înconjurător ca să ne bucurăm de aer curat în fiecare zi. Vrei să afli cum poți băga o lamă într-o mașină? Răspunsul este simplu. Încape cu ușurință în portbagaj sau pe bancheta din spate. Dar cum bagi nu una, ci două lame? Răspunsul la această întrebare îl are colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Violeta Ostaciuc. Bună ziua, Violeta! Bună, Elisa! Ei bine, dacă vrei să afli cum a reușit să introducă un bărbat în portbagajul unei mașini două lame, îți spun eu, una câte una, adică pe rând. Când ai două lame, lucrurile sunt un pic mai complicate, însă nu și pentru proprietarul lor, care cu foarte mare ușurință reușește să le pună în mașină. E drept, au ocupat jumătate din spațiu, dar animalele par încântate. Iată imaginile! The towel is not for them. The towel is for my car. They rub their backs up against the top of the car. They can't screw that off. Roy wants to go with you. Help? Help?
And Roy, you complained about all them clowns with you in that one little car. He said he's been all the way to Florida with him. And then he ties the little one. Cars, there. He lives over by the side. Tell you what, come over here on the side. I believe I had rather have all a right, band. Load up. Yeah, I do. That's why I had a band there. What's going to do that cart? Get tied to the back of the car. And pull it along the way? Yeah. He said he pulled it all the way to Florida last time. Good Lord. O pianistă de origine franceză va lansa un nou album în luna aprilie. Cine este artista, ne spune colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Cristina Ghiță. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, Elisa! Indiferent de vârstă, muzica ne hrănește sufletul. Cel puțin asta ne demonstrează o artistă din Franța în vârstă de 107 ani. Ea cântă la pian de la vârsta de 4 ani, iar acum va lansa al 6-lea album din discografie, sub forma unui material în 3 volume. Artista și-a păstrat agilitatea datorită exercițiilor de yoga și gimnastică pentru degete și pe care le-a făcut în fiecare zi. Așadar, dragi copii, nu renunțați la visurile voastre și nu uitați să exercitați în fiecare zi. A fost descoperită cea mai mică reptilă din lume. Despre ce este vorba ne spune colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Iadan Liberman. Salutare, Iadan! Bună, Elisa! După cum știți, reptilele există pe planeta noastră de milioane de ani, însă unele au evoluat, iar altele au dispărut. Am aflat că a fost descoperită o reptilă ce pare a fi cea mai mică din lume. Camelionul este cât o sămânță de floarea soarelui. Da, ați auzit bine, atât de mic este. Reptila a fost descoperită în Madagascar, iar specialiștii spun că face parte din cele peste 11.000 de specii de camelion pitici. Am aflat că un cal din America a deprins urâtul obicei de a fura diverse obiecte. Însă amănunte despre acest subiect are colega mea Irina Catrina. Bună ziua, Irina! Bună ziua, Elisa! Da, acest cal nu doar că fură obiecte care, desigur, nu-i aparțin, dar se și laudă cu capturile sale și nici măcar nu vrea să predea obiectele sustrase. Atunci când este prins cu brada în bot. Hai să vedem ce face mai exact acest cal hoțoman. Where did you get that from? Sir? Where did you find that? Did you get that out of the shed? I know you did. O companie din America vrea să revoluționeze reciclatul sticlelor de plastic. Ce soluție a găsit compania, ne spune colega mea de la școala TV Dicție.ro, Alessia Tașcă. Bună ziua, Alessia! Bună, Elisa! În ultimii ani ne confruntăm cu poluarea. Milioane de tone de deșeuri din plastic ajung în gropile de gunoi și mai rău în apele din întreaga lume. O companie din America vrea să combată poluarea și este decisă să creeze o compoziție din plastic reciclat care poate fi folosit la asfaltarea străzilor. Drumurile din plastic sunt mai rezistente, spun specialiștii, și generează mai puține emisii de carbon în procesul lor de producție. Dacă vor reuși acest lucru, vor reduce considerabil poluarea, iar planeta noastră va fi mult mai curată. Până va ajunge tehnologia și la noi în țară, dragi copii și părinți, haideți să dăm și noi o mână de ajutor, adică să reciclăm în fiecare zi. O furtună de zăpadă ce a avut loc pe coasta de est a Americii de Nord a creat blocaje în trafic, iar zborurile au fost date peste cap. Cine s-a bucurat însă de zăpadă, aflăm de la colega mea de la școala TV Dicție.ro, Maria Ciobanu. Bună ziua, Maria! Bună, Elisa! Da, săptămâna trecută orașul Washington din America a fost surprins de o furtună de zăpadă, ceea ce a dat peste cap traficul de pe șosele, dar și cel aerian. Dacă pentru unii zăpada a creat probleme,
Pentru un ursuleț, panda de la grădina zoologică a fost mare bucurie. În filmulețele postate pe internet, se vede cum ursulețul se dă pe dedeluz, se răstogolește în zăpadă și pare că este foarte fericit. Asta pentru că e prima dată în 2 ani când are parte de atâta zăpadă. Ursul panda a fost adus în America din China și mai are viză până în 2023, atunci când se va întoarce acasă. Se construiește cel mai rapid roller coaster din lume. Ce viteză o să atingă, ne spune colegul meu de la școala TV Dicție.ro, David Gârlovan. Bună ziua, David! Bună ziua, Elisa! Da, am aflat că americanii de la Six Flags vor construi cel mai rapid roller coaster din lume în Arabia Saudită. Falcon's Flight va fi construit în capitala Riyadh, unde noul parc de distracții care se va numi Six Flags Qiddiya. Roller coasterul va atinge viteza de 250 de km pe oră atunci când va coborî de la o înălțime de 160 de metri pe o distanță de 4 km în doar câteva secunde. Construcția va fi gata în 2023, iar până atunci, cel mai rapid roller coaster rămâne cel din parcul Ferrari World, numit Formula Rosa, care atinge viteza de 240 de km pe oră. Un restaurant din Franța a găsit un mod inedit de a-și distra clienții până la sosirea mâncării. Mai multe detalii ne oferă colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Andy Crăciun. Bună ziua, Andy! Bună, Elisa! Da, proprietarul a montat un videoproiector performant care poate reda imagini 3D, astfel că cei care stau la masă pot urmări un bucătar care prepară un desert și pe care îl așează pe farfuria oaspeților. Desigur, desertul din farfurie este doar unul virtual, dar sigur te va convinge să comanzi unul la final. Compania SpaceX vrea să trimită până la finalul anului 4 oameni în spațiu. Despre ce proiect este vorba, ne spune colegul meu de la școala de televiziune Dicție.ro, Matei Ciobanu. Bună ziua, Matei! Bună, Elisa! Știm cu toții ce planuri ambițioase are Elon Musk. Acesta a spus că până la finalul anului o să trimită în spațiu 4 persoane într-un zbor caritabil care va dura 4 zile. Este vorba de o misiune desfășurată cu autorul rachetei Falcon 9, care va fi lansată în centrul spațial Kennedy din Florida. Racheta a fost închiriată de un miliardar de 37 de ani pe numele său Jared Isaacman, fondator al companiei Shift4 Payments, care ar urma să plătească pentru alte 3 persoane deplasarea pe orbita Pământului. Miliardarul spune că misiunea este caritabilă și vrea să strângă peste 200 de milioane de dolari pentru a fi donate unor spitale din Statele Unite, care luptă împotriva cancerului. Și acum cred că putem vorbi puțin și despre gramatică. Oare cum e corect să spunem? Petic sau petic? Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Ana Gheorghe, știe care este forma corectă pentru acest cuvânt. Salutare, Ana! Bună, Elisa! Da, mereu auzim formulări greșite și nici nu mai știi ce să mai crezi. Azi vorbim despre petec sau petic. Deși pare un cuvânt pe care rare ori îl poți scrie sau pronunța greșit, atât la TV cât și pe stradă ne putem întâlni cu această greșeală. Ieri am fost la croitor pentru că mi-am agățat bluza preferată și aveam nevoie de o reparație. Croitorul m-a întrebat dacă vreau un petec, iar eu am zis că da, însă nu aceasta este varianta corectă a acestui cuvânt. Pentru că vrem să vorbim o limbă corectă, vă spun eu, varianta corectă este petic, da? Petic. Atât despre gramatică azi, dar nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele și vă recomand să lecturați și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Noi suntem smart pentru că citim. Nu mesaje pe telefon, ci cărți adevărate. Și pentru că ne place să citim, vă propunem o carte foarte interesantă pentru cei mici. Cu alte cuvinte, urmează colega mea Bianca Oprea și rubrica Bucultura. Salutare, cititori! Azi am ales pentru voi cartea Armstrong. Este vorba de un șoricel care a învățat să zboare și a traversat Atlanticul. Acum, neînfricatul șoricel se îndreaptă spre lună, trăind o aventură de neuitat și demonstrând că pentru cei mai mari inventatori, statura măruntă nu reprezintă absolut niciun impediment. Câștigător al multor premii, Torben Kullman ilustrează într-o manieră deosebită o poveste în care visurile nu cunosc limitele imaginației. Cărțile sale Line Bear, povestea unui șoricel zburător și orașul cârtiței, au devenit foarte rapid bestselleruri, evidențiindu-se prin entuziasmul autorului pentru invențiile mecanice ieșite din comun. Dacă vrei să afli mai multe despre aventurile șoricelului, trebuie neapărat să citești această carte, pe care o găsești pe paginarium.ro.
Mulțumim, Bianca! Vom citi cu siguranță cartea Armstrong. Și nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Am zis asta pentru că, desigur, urmează rubrica Sport, prezentată de colegul meu de la școala de televiziune Dicție.ro, Robert Socol. Bună ziua, Robert! Lewis Hamilton a semnat noul contract cu Mercedes. Inițial, contractul ar fi trebuit să fie încheiat anul trecut, dar din cauza unor neînțelegeri, noul contract a fost semnat anul acesta și doar pe un sezon. Amintim, Lewis Hamilton, care aleargă pentru Mercedes din 2011, a depășit anul trecut recordul de victorii al lui Michael Schumacher, ajungând la 95 și a egalat cele 7 titluri câștigate de legendarul pilot german. Anul acesta, bugetul echipelor din Marele Circ a fost limitat la 140 de milioane de dolari, ceea ce va testa limitele fiecărei echipe. Meciul din Champions League între Chelsea și Atletico Madrid se va juca la București. Meciul tur dintre cele două echipe se va desfășura pe Arena Națională din Capitală, marți pe 23 februarie. Asta după ce Spania și Germania au refuzat accesul jucătorilor britanici pe teritoriul lor, din cauza temerilor legate de răspândirea noii tulpini a coronavirusului. Arena Națională a găzduit în 2012 finala Europa League, câștigată de Atletico Madrid în fața lui Athletic Bilbao. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Alexandra Mincu ne spune cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, Robert! Vremea e ca vremurile, schimbătoare și se va răci semnificativ, iar temperaturile vor scădea brusc în toată țara. Cerul va fi parțial acoperit și vor fi posibile ploi. Temperatura maximă va fi de 3 grade Celsius, iar minima va fi de minus 12 grade Celsius. La București, vremea va fi rece. Cerul va fi acoperit și vor fi posibile ploi izolate. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 3 grade Celsius, iar minima va fi de minus 7 grade Celsius. La munte, vremea se menține rece. Cerul va fi acoperit, iar la altitudini mari, posibil să mai ningă. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 2 grade Celsius, iar minima va fi de minus 16 grade Celsius. Așadar, un pic de ploaie pe aici, pe acolo, iar voi să vă pregătiți umbreluțele, dragi copii. Și neapărat, bună dispoziție, pentru că e weekend! Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți! Și nu uitați că nimeni nu e perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați, așadar, de la televizor! Am trezit la 6 dimineața. M-am îmbrăcat. Am luat micul dejun. Ce ai mâncat? Un sandwich. M-am spălat pe dinți. M-am îmbrăcat. Am zis o dată m-am îmbrăcat? Da. Îmbrăcat. Este cu această... Uite și nu mai știi ce să mai crezi. Mai... Că... Nu pot. Acasă, când am mai repetat, cred că prima și a doua oară mă grăbeam. După aia m-am mai calmat, am spus mai încet. Nu încet să se plictisească... telespectatorul. Mai încet decât spuneam eu. Eu chiar mă gândeam că poate pe viitor, când îmi fac, dacă îmi fac eu propria emisiune, da, că telefon am, microfon la telefon am, cameră am. Încă nu este foarte clar, surorice, caii se apropiau din nou de 8. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea.